De mult, Dumnezeu să vă binecuvânteze, frați și surori, care suntem adunați aici pe acest canal și m-am gândit să vă salut cu ceea ce zice Apostolul Pavel în Evrei 13 cu 20 și 21. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Acesta este salutul Apostolului Pavel, care mi-a plăcut foarte mult și îl folosesc cu această ocazie ca să mă adresez fraților iubiți din Gădălin și mulțumesc pentru invitația de a prezenta așa cum pot o temă despre Domnia Domnului nostru Iisus Hristos și cam ce lucrează Domnul în această domnie. Câte feluri de lucrări face. Nu știu dacă se aude suficient de bine. Frate Nicușor. Da, se aude foarte bine. Bine. Se aude. Mulțumim. Deci am zis așa, ca titlu, anumite prerogative sau calități pe care le are Domnul nostru Iisus Hristos, aceea de a fi rege, mire, mare secerător, judecător al pământului și preot în veac în felul lui Melchisedec. Și, desigur, și un restaurator al oamenilor și a planetei Pământ. Aceste funcții, deși investit cu ele la înviere, după cum singur declară în Matei 28 cu 18, că toată puterea i-a fost dată în cer și pe pământ în momentul învierii, avea să le pună în aplicare abia la a doua sa prezență, dar în mod succesiv, nu toate deodată, și acestea aplicate aveau să schimbe statutul social al întregii planete pe parcursul guvernării sale de 1000 de ani, în beneficiu exclusiv al creaturilor umane pentru care și-a vărsat sângele pe Golgota în urmă cu mult timp. Apostolul Petru ne scrie că nu am fost cumpărați cu aur sau cu argint, ci cu sângele lui Hristos. 1 Petru 1, 18 și 19. Această vărsare a propriului sânge presupune, ca să înțelegem în termeni simpli, că el acum este proprietarul a ceea ce a cumpărat, adică planeta Pământ cu oamenii de pe ea, și puterile cu care a fost investit îi conferă posibilitatea să lege pe Satan, să învie morți, să le dea oamenilor o nouă șansă de viață, iar în ceea ce privește planeta, ca să ridice blestemul de pe ea, blestem care se vede în pustiuri reci sau fierbinți, fără vegetație, iar acolo unde aceasta există, să nu mai fie infestată cu spin și pălămidă. După cum i-a spus Dumnezeu lui Adam, blestemat este acum pământul din cauza ta. El să producă spin și pălămidă. Iisus a început deja să exercite puterile supraomenești pe care le deține la readucerea planetei la starea ei creată. Desigur, este un început mic, nesesizabil de marea masă a omenirii, dar Dumnezeu a intuit această stare de neîncredere a societății de azi într-un viitor mai bun, zicând prin profet: cine disprețuiește vremea
începuturilor slabe, Zaharia 4 cu 10. Această lucrare a început în urmă cu 148 de ani, respectiv, din toamna anului 1874. Această dată este marcată de cronologia biblică, de profeții și lege dată lui Moise. Această regenerare la perfecțiune a oamenilor și a planetei, Scriptura o numește ca fiind așezarea din nou a tuturor lucrurilor, fapte 19 cu 21. Sau, în termenii pe care ne-a învățat Domnul, împărăția ta, în faza pământească. Mai există o fază cerească, invizibilă a împărăției, care este arătată în profeția lui Isaia, capitolul 2 și Mica, capitolul 4, și că această parte cerească este, de fapt, partea conducătoare, numită și Sion, din care vor veni legile și vor fi puse în aplicare începând din Ierusalim. Generația de după 1874 se bucură de un anumit grad de prosperitate și libertate, mai ales după 1914, mereu crescânde, dacă facem comparația cu civilizația din trecutul nu prea îndepărtat, cam cu 200 de ani în urmă, și de o dezvoltare tehnologică avansată din timpul nostru, și după cum apar invenții după invenții care nu par să se oprească, ceea ce va duce curând la îndepărtarea sudorii de pe fruntea omului condamnat. Acesta este adevărul. Scriptura spune clar că Iisus va fi regele pământului 1000 de ani. Iar această înaltă funcție a început să o exercite discret, fără zgomot, după cum a procedat și cu 2000 de ani în urmă, când s-a născut în Niezle și mai târziu s-a botezat la Iordan. Această dată de început a domniei sale a fost inaugurată la data de mai sus, atunci când bunicul meu nici nu se născuse. Câte minuni inginerești au apărut numai în timpul vieții mele. Dar dacă vom lua Biblia doar ca o carte de istorie, deși ea are un mesaj divin mult mai înalt către omenire, mesaj de încurajare, o promisiune dată părinților noștri, cum că seminția femeii va zdrobi capul șarpelui și această sămânță apare în Iezrea din Betleem la 4128 de ani după acest trist episod din Eden. Adevărata istoria omenirii a început atunci și numai înainte, de aceea Biblia ne arată că de la data când Adam a fost creat și până în 1874 au trecut 6000 de ani și tot Biblia descrie a 7000 de ani ca fiind cea din urmă trâmbiță, 1 Corinteni 15:52, când vor învia morții, iar Apocalipsa 11:15 ne arată că la începutul celei de a 7-a trâmbiță sau perioadă, sau dacă vrem, a 7000 de ani de la Adam, a început împărăția lui Dumnezeu, dar neamurile arătate în versetul 18 nu s-au bucurat, ci, dimpotrivă, în 1914 și-au arătat mânia. Dar tot atunci a venit mânia ta, scrie acolo. Deci, în această fază de început, împărăția apare sub forma unei zile de mânie a lui Dumnezeu, iar Domnul Hristos este și exponentul mâniei lui Jehova și judecătorul său, pentru că scris este de Apostolul Pavel în Fapte 17:31,
că Dumnezeu a hotărât un timp, o zi, în care va judeca pământul locuit prin Iisus Hristos. Deci dacă Iisus este prezent din 1874, înseamnă că, ca și judecător, a început judecata pământului locuit. Și dacă a început judecata sa, întrebarea firească este cu ce începe sau a început această lucrare și care sunt fazele acestei zile de judecată. După cum s-a afirmat în titlul acestei teme, Domnul Iisus este înzestrat cu mai multe atribute, așa cum ni-l prezintă profetul Isaia în capitolul 9, versetele 6 și 7. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pusă pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșniciilor și Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească. Auzim? Să crească. Aceasta înseamnă că domnia sa la început va fi aparent mică, nesesizabilă de omenire, doar de cei ce vor urmări prin profeții, cum ne arată Apostolul Petru în 2 Petru 1 cu 19. De aceea afirmăm că dacă împunem profețiile cap la cap cu evenimentele acelui sfârșit de secolul 19, vom observa firul de iarbă încolțit sau folosind o metaforă de-a Domnului Iisus din Matei 24 cu 30-33 sau Luca 21 cu 29, vom vedea smochinul și toți copacii înverzind. Aceasta va fi și este în prezent o dovadă că domnia lui Hristos a început oarecum timid, fără ca să izbească privirile, după cum scrie Luca în 17:20. Totuși, pe pământ este un semn sau dovadă că această împărăție de 1000 de ani a început la sfârșitul secolului 19. Știu că este greu de crezut că această împărăție a păcii a început cu războaie, revoluții și anarhie. Dar aceasta ne spune Îngerul Gabriel, că Iisus va începe domnia sa în vreme de mare necaz pe pământ, Daniel 12:1. Judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, spune Apostolul Petru în 1 Petru 4:17. Adică Biserica lui Dumnezeu intră la judecată înainte de restul lumii. În ce constă această judecată și cu ce scop? Apostolul Pavel scrie că dacă ne judecăm singuri, nu vom fi judecați în același timp cu lumea. 1 Corinteni 11, versetele 31-32. Și iarăși zice căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru binele sau rău care va fi făcut când trăia în trup. 1 Corinteni 5:10. Dacă examinăm cele două judecăți, prima care zice, dacă ne-am judecat singuri, cu cea de-a doua, unde Hristos va hotărâ care va fi răsplata, vedem că acestea se întâmplă la timpuri diferite, pentru că cea de-a doua este răsplata dată la învierea bisericii și această răsplată depinde de modul de viață care l-au avut membrii ei când erau ființe pământești în trup. Deci ziua de judecată de 1000 de ani a început în anul 1874. Dar efectele judecății casei lui Dumnezeu abia în 1878, când au fost înviați cei din casa lui Dumnezeu, ce au fost morți până la acea dată. 1 Tesaloniceni, capitolul 4,
versetele 15 la 17. Ce se va face cu aceștia, ne arată Domnul Iisus în Luca 19, versetele 12 la 15. El judecă sau hotărăște ce merită fiecare din membrii bisericii și va da ca răsplată la unii mai mult, la alții mai puțin. Dar să ascultăm pilda. Un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis: puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia. Întrebarea este, de unde să-i cheme? I-a chemat din moarte, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Deci să revenim. La 2 Corinteni 5:10 scrie: toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare membru al bisericii, în paranteză, să-și primească răsplata. Am spus că unul din atributele acordate lui Iisus este aceea că este desemnat de Jehova, fapte 17:31, ca să fie judecător într-o zi de-a lui Dumnezeu, nu de-a noastră, de 24 de ore, 2 Petru 3:8. Aceasta este o altă judecată, nu a bisericii, ci a oamenilor, și această judecată a început deja cu cei de sus, care conduc acum lumea. Tot în același an, 1878, avea să pronunțe asupra Babilonului mistic din Apocalipsa o sentință de condamnare la moarte, asemănătoare cu cea scrisă pe peretele sale de distracție în timpul lui Belșațar: mene, mene, tekel, ufarsine, din Babilonul fizic. Și aici vedem un timp care desparte sentința de condamnare a Babilonului și momentul când această sentință va fi dusă la îndeplinire, aruncarea lui ca o piatră de moară în mare. Această lucrare a Domnului o face în timpul domniei sale și nu mai înainte de a-și începe domnia. Și mai este un lucru de adăugat aici: în acel an, 1878, a început să se redeschidă calea de întoarcere spre casă a mult pedepsitului popor Israel, iar prin profet suntem îndemnați să mângâiem pe poporul care strigase în urmă cu 2000 de ani la moarte cu Nazarineanul. El nu este regele nostru, este un impostor, iar noi nu recunoaștem rege decât pe împăratul Imperiului Roman. Iar împăratul, nu după mult timp, le-a distrus templul, le-a pustuit țara, iar ei au fost exilați pe întregul mapamond. Dar acum, acel nazarinean cu puteri cerești și împărătești, din 1878 pregătește încet terenul prin cumplitele războaie și revoluții ale secolului 20, întoarcerea lor acasă, și ne îndeamnă să vorbim bine Ierusalimului, căci robia lui s-a sfârșit. Isaia 40:1-2. De acum încolo, domnia acestui rege începută avea să intre la judecată cu imperiile, care, după cum știm, că sub lovitura pietrii s-au sfărâmat în cel mai cumplit război cunoscut până atunci, cel din 1914. Această răsturnare a regilor nu s-ar fi întâmplat dacă acești regi creștini ar fi citit amenințarea Domnului dată în Psalmul 2, unde zice: acum dar, împărați,
purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecători ai pământului. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să nu periți pe calea voastră. Căci mânia lui este gata să se aprindă. Psalmul 2, versetele 10-12. Dar ei n-au ținut seama de avertisment, dimpotrivă, spune Apocalipsa 11-18, s-au mâniat în 1914, dar a venit de atunci și până azi mânia lui Dumnezeu peste guvernarea lumii. La rând urmează judecata guvernelor, națiunilor și vedem că împotriva lor azi se ridică valuri de ură din partea păturii de jos a societății. Când acestea vor fi făcute praf, cum zice profeția din Daniel 2:35, vântul anarhiei care bate la ușă le va mătura cu mătura nemicirii pentru ca omenirea să fie eliberată de domnia lor despotică și să înceapă o altă fază a judecății, judecata fiecărui individ care s-a născut pe planetă. Această judecată este un timp de corecție acordat fiecărui individ cel puțin 100 de ani, cum scrie Isaia 65:20, pentru ca să se împlinească profeția lui Isaia din 26:9. Când se împlinesc judecățile tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea. Această parte a judecății se va face în condiții bune, când Satan va fi legat ca să nu mai înșele neamurile, Apocalipsa 20:3. În această judecată individuală, Iisus apare și cu statutul de mare preot, în felul lui Melchisedec, Psalmul 110:4. Lumea are nevoie mare de acest preot și subordonații săi, biserica, ca să domnească cu dreptate, dar și cu îngăduință răbdătoare, până va corecta comportamentul fiecărui individ din această lume, care vor fi ridicați din somnul morții, tot imperfecți, cum au murit. Ei vor intra într-o așa zisă școală de corecție ca să învețe dreptatea. Dacă vor învăța dreptatea în condiții care azi nu există încă, pentru că înșelătorul, deși este prins de coadă, mai are capacitatea de a înșela, ei vor putea trăi veșnic într-un paradis pământesc, nu ceresc. Iisus se ocupă și de solul planetei ca să ridice blestemul de pe el, iar pământul va da belșug de hrană. Iar la aceasta vor participa și oamenii care cu ajutorul tehnologiei de vârf, care de pe acum a apărut, vor cultiva pământul. Vor construi case și bunuri materiale pe care le vor împărți echitabil între toți membrii societății umane. Oamenii nu vor mai fi exploatați de patron și dacă vor fi ascultători până la proba finală, când va fi dezlegat pentru puțin timp Satan, se vor putea guverna singur pentru veșnicie. Iisus a început de pe acum să exercite puterile supraomenești pe care le deține la readucerea planetei la starea ei creată. Desigur, este un început mic, nesesizabil de marea masă a omenirii. Dar acest lucru merge în continuu, totodată paralel cu distrugerea acestor sisteme. Și dacă îmi permiteți, vreau să citesc două citate din opera fratelui Russell, referitoare la timpul nostru, din volumul 3, prima, și a doua din volumul 2. Deci primul citat în legătură cu lecția prezentată, că de fapt acest timp al restatornicirii este marele jubileu al Pământului, în care deja drepturile omului au fost, într-o oarecare măsură, ameliorate.
nu în total, dar în ceea ce privește mai ales statutul național al fiecărui țări, a fost eliberate de sub puterile imperiale și coloniale. Și că aceste țări, bucurându-se de o anumită progres material și social, nivelul de viață a crescut, dacă comparăm cu trecutul, cum am zis, nu prea îndepărtat. Și fratele Rusel spune, ca să nu sărim dincolo și să zicem că acum totul este foarte bine, este doar un început de bine. Și zice în pagina 197, referitor la, din volumul 3, referitor la Marele Jubileu al Pământului. Din volumul 2. Niciun cititor să nu tragă în grabă concluzia că nu există nicio dovadă de restabilire în jurul nostru, nici că soarele dreptății nu aurește turnurile de straje ale Sionului și nu luminează lumea. Dimpotrivă, să reflecteze că noi suntem deja în ziua când lucrurile ascunse se descoperă și să-și aducă aminte că prima lucrare a restabilirii este, propriu zis, o sfărâmare a vechii structuri aflată în descompunere, care stă în locul pe care trebuie să-l ocupe cea nouă. Să ne amintim că primul lucru, chiar și al celui mai blând medic, este adesea să deschidă rănile, să curețe și să taie conform necesităților pacientului pentru a face o lucrare amănunțită de vindecare. Este deprisos să spunem că un astfel de serviciu produce dureri și este arare ori apreciat de către pacient. În timpul acela, și la fel este și cu lucrarea marelui medic, restauratorul, dătătorul de viață. El rănește ca să vindece, iar necazul și cernerea în biserică și în lume nu sunt decât incizările și curățirile necesare și o parte foarte importantă a lucrării de restabilire. În timp ce trâmbița jubileului trebuia să sune când începea anul jubileu pentru a vesti libertatea în toată țara tuturor locuitorilor ei, Leviticul 25:10. Antitipul este introdus prin sunarea celei de-a șaptea trâmbiță simbolice. Trâmbița lui Dumnezeu, cea din urmă trâmbiță. Ea este într-adevăr trâmbița cea mare. Ea anunță libertatea fiecărui captiv și în timp ce la început ea înseamnă predarea multor pretenții și privilegii expirate și un timp general de desființare și răsturnare a datinilor, obiceiurilor, etc., de plină ei semnificație, când este corect apreciată, este o veste bună de mare bucurie pentru tot poporul. În agitația de la început, fiecare din cei care aud trâmbița jubiliară a noii dispensații este puternic izbit de cel puțin unul din diversele ei aspecte și nu ia seama la celelalte. Unul vede că se cuvin reforme guvernamentale, desfințarea armatelor permanente și a taxilor apăsătoare și le cere pe acestea. Altul cere desfințarea titlurilor aristocratice și recunoașterea fiecărui om după calitățile sale umane. Alții cer desfințarea moșierimii și cer ca proprietatea pământului să fie ca la început, după necesitate, capacitate și bunăvoința de a-l folosi. Și așa mai departe. Vedem că aceste lucruri încă
În 1889, când fratele Lucer a scris volumul 2, au început să se vadă în cea mai civilizată țară de atunci, Statele Unite ale Americii. Și chiar în Regatul Unit al Marii Britanii și în mare parte din Europa. Deci toate aceste lucruri sunt lucruri de început, care aduc o anumită stare de viață mai rezonabilă decât atunci când erau sclavi, când erau iobași, când erau sub colonii. Acum când țările au independența națională, vedem că au posibilitatea să-și aleagă conducătorii, dar din nefericire nu au înțelepciunea să aleagă conducători buni, iar aceștia, fiind aleși, se dovedește a fi adeseori corupți. Nu lucrează în binele poporului și pentru binele poporului care l-a ales și pentru binele lor personal, agonisând averi colosale și ascunzându-le în diferite paradisuri fiscale ca să nu poată fi găsiți de nimeni. În volumul 3, o altă dovadă de confort a zilelor noastre, la pagina 345, fratele Russell spune că să fim temperați, adică la gândul că există mult progres astăzi în lume și aceasta să nu ne ducă în eroare, că doar acum a și sosit pacea pe pământ și bunăvoința între oameni. Și scrie, citez: nu pretindem, cum pretind unii, că în zilele noastre totul este urcător, mai degrabă decât coborător. Din contră, vedem multe lucruri în zilele noastre cu care nu putem fi de acord că sunt nici măcar civilizate, de cum să fie în armonie cu voința divină. Vedem o mai largă concepție umanitară predominantă în lume, care, deși este departe de religia Domnului nostru Isus, este cu mult înaintea superstițiilor ignorante din trecut. Deci, dragii mei, frați și surori, este ora 10:44 la mine. Eu vă mulțumesc pentru atenția care mi-ați acordat-o și dacă am greșit în ceva, vă rog să luați cuvântul și să corectați. Sunt un om imperfect, cu multe slăbiciuni, dar am o speranță ca și voi că vom scăpa de toate aceste necazuri și imperfecțiuni datorită scumpului nostru Mântuitor. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.